Ucigașul de la spălătorie a sosit și nu ești pregătit să-l vezi la față, deoarece o să fie înfiorător. Un nou joc mega interesant cu o poveste foarte interesantă în care vom merge la o spălătorie și acolo este un ucigaș? What? Dacă ești pregătit, apasă butonul de like și vedeți despre ce este vorba. Noul plush oficial disponibil chiar acum pe primul link în descriere. Mamă, ce costă, mișcă să la pușcărie! Ador genul ăsta de jocuri, îmi par super interesante, îmi place povestea lor și cum arată. Și chiar mi se par mega interesante, sunt tare curios. O, avem și zoom, asta ador. Trebuie să mă duc la muncă mâine, pe mine mă cheamă Emily. Asta este numele meu, mă mulcinturic aici. Pizza! Trebuie să mă grăbesc cu spălarea hainelor. Ok, aici am hainele murdare, mașina de spălat. Ok, nu trebuie să mă duc la spălătorie, cam... Ok, le-am băgat, cred, și acum doar aștept, ia uite. Bă, foc! Detergent? Nu pot să cred. Mi s-a stricat mașinăria. Opa, mi s-a stricat mașina de spălat, serios. Hainele sunt prea murdare, nu pot să le port. Păi și dacă mă duc cu hainele murdare, trebuie să mă gândesc la o strategie, ok? Păi trebuie să-mi iau hainele și să mă duc cu ele la spălătoria de lângă. Aveam și o pizza aici, ești nebun. O pizza cu o supă, ce e acolo? În frigider n-am nimic. Ok, o casă destul de micuță și ciudată, deci că e pușcăria, adică nu știu, parcă pereții ăștia sunt murdari, sunt ciudate. Aici mă uitam eu la desene, la Tom și Jerry. Yeah, iubim Tom și Jerry. Hai să plecăm, poți să ieși afară? Am ieșit afară. O, ce caută mă la stație? Mamă, ce căsuță am. Vezi că parcă nu era când ies afară, nu? Parcă arată destul de ok. E un străin care așteaptă în fața ca... Mamă, stau fix la stația de autobuz. Ar fi destul de nașpa, ha, în viața reală. O, bună seara, domn maestru. Salutare, ești tu autobuzul? Eu uite-l. Wrestling, o, tu ești de la wrestling, fratelo. Unde te duci, domnișoarul, la ora asta târzie, mă întreabă. Bă, cum adică? Mi s-a stricat mașina de spălat. Trebuie să mă prind ce aș putea să fac. Du-te la o spălătorie. O spălătorie? N-am fost aici mult timp. Sunt foarte nou în orășel. Dacă e autobuzul și te duci 5 opriri, s-a deschis o nouă spălătorie de haine. O foloseam și uneori și este foarte folositoare, e foarte bună. 5 opriri? Mulțumesc de informații, apreciez. Mersi, fratello. Deci mă duc 5 opriri cu autobuz. 5 stații trebuie să mă duc. O, bă, cu autobuz. Zici că vine din cimitir, uite acolo, cu fum, cu garduri. Mersi, fratello, așteptăm autobuzul. Fraților, sunt urmărită. Bă, lasă-mă pace, tu ești după mine. Ia uite-l. A venit autobuzul! Te pop! Cine ești, mă, tu? Bărbosule! Bărbosule, du-mă și pe mine la spălătorie. 5 opriri. Am ajuns! 5 opriri mai târziu. Pa, mulțumesc! M-a costat 20 de lei biletul. Am meritat și trebuie să spăl hainele. Și nu am bani! Fraților, apăsați pe butonul de like acum să-mi permis să spăl hainele. Te rog! Dar te rog, man! Ok, am ajuns. Ai spălătoria? Parcă pare cunoscută din alt joc pe care l-am jucat, nu? Uite și un 6-11 acolo unde se fac cumpărăturile în America, gen. Ia să vedem, mă. Spălătoria, traversez ilegal, fără trece de pietoni. Salut, cioc-cioc, e cineva la ușă, mă primești? Salut, fratelo. Cine-i, mă, ăsta Jason din Friday the 13, alo? Da, nimic anormal, hai să vedem ce se întâmplă aici, salut. Bună ziua. Mă, ce căpăi, cine ești, mă, tu nucă? Are cap de nucă, ești nebun? Ok, ce spălătoria, abia deschisă, 9-2023, fresh. Salut! Ce cu toporul din spatele tău cu sânge și de ce ai sânge pe tine, fratelo? Am căzut când am mers! Nu trebuie să te îngrijorezi, mulțumesc de îngrijorare! N-ai cum să arăți așa doar că ai căzut! Nu prea îmi pasă, doar întreb. Da, mă, a căzut și s-a umplut de sânge, e imposibil, e ireal. Ce s-a întâmplat aici cu adevărat, îl întreb? Ai venit să speli hainele, nu? Doar spală să ai liniște și pleacă de aici când ai plecat. Pa! Da, destul de ciudat. Deci are un topor acolo cu sânge. Are o pată de sânge pe perete. El e plin de sânge. E chelios, e nervos. Și nici nu vrea să-mi spună ci că a căzut. Da, am căzut, domnișoară. Am căzut în topor. Da, bă, așa funcționează. Bun, hai să spală hainele. Aici, da, aici. Bam, am băgat hainele. Și uite cum se spală. Ce te uiți, mai așa la mine, cap de nucă? Trebuie să-mi iau un snack de la convenience store de lângă, ok. Mă duc la magazinul de lângă să-mi iau și un snack, number one, până când se spală hainele. Welcome, boys! Ok, mergem aici la 6-11. Salut! Vreau și eu un baton, un suc și... cred că... eu nu știu ce mi-aș dori. Să ne cumpărăm! Eu uzi melodia. Ok, ce ne luăm de mâncare? Niște snack-uri, ceva de băut.
Ok, poți mi-au ceva cald, ceva rece, ramen, snack-uri, cereale, hârtie igienică. Ok, o să-mi iau un snack. O să-mi iau o Fanta. 6 sucuri! Băi, e fomică! Hai că luăm tot, ești nebun, am luat cereale, am luat snack-uri, ramen. Bună ziua, bună ziua, am venit să... O, luăm și niște înghețată, mai multă înghețată. Două acolo pe toată. Luăm mai mult suc, mă, cât acolo am. Ce snack-i ăsta, mă? Și mă duc și la baie. Cum ar fi să fug din magazin cu astea? La revedere, mulțumesc! Lol. Da, o zi bună, o seară bună, la revedere. Da, am făcut și eu cumpărăturile. Bună seara, vreau să cumpăr toate produsele astea. Poți să le scarezi pentru mine? Cumper mâncare așa târziu, ha? Nu te-am mai văzut pe aici, nu? Nu. Doar m-am mutat aici recent. Da, are ce m-am mutat. Mi s-a stricat așa de spălat. Aștept să mi se spele hainele lângă. Acea spălătorie, ce-i cu ea? Este o problemă acolo? Dacă stau să mă gândesc, cel de la spălătorie avea sânge pe el. N-ai văzut știrile, a? Fetele tinere dispar pe aici, prin oraș, recent. Du-te acasă și nu te mai duce la spălătoria aceea niciodată. Serios? Nu m-am gândit niciodată. Cineva mi-a spus că e cea mai apropiată spălătorie, așa că m-am dus acolo. Ascultă, dragă! Nu te mai duci acolo în viața ta și du-te acasă acum de urgență. Ok, o să țin minte asta. Ok, oh, m-am făcut bebe. Sunt bebe! Ok, trebuie să mă duc prin spate să mă uit. Ok, trebuie să intru prin spate. Trebuie să mă strecur în spatele spălătoriei. Mai destul de ciudat, deci până acum, din câte am înțeles, domnișoara de la caserița de aici, de la magazin, a spus că fetele dispar în ultimul timp din oraș, fete foarte tinere, în ultimele zile, de când a apărut spălătoria asta. Și cel care lucrează aici, care este, cred că, cel care deține spălătoria, are sânge pe el și un topor. What? Da, moartea oficială. Păi nu o să mă omoare dacă intru pe aici? Salut, cap de nucă. Sânge. Da, văd că n-are nicio problemă că intru în spate aici. Salut, cap de nucă, care-i treaba? N-avem clienți, a? Da, vezi, tu ai grijă la hainele mele să spele, că eu mă duc puțin pe aici. Ok, este ora 8 noaptea, n-are cum. E 8 seara și așa pe în orașul ăsta? Sânge! Ha! Pa! Păi ce idee? Ce a avut în cap fata asta de s-a dus în spate aici? Nu putea să vadă de treaba ei? Oh, ajutor, nu mai văd. Ajutor, cine mă ajută și pe mine? Oh. Unde sunt? Alo? Ah. Unde mă aflu? Unde mă aflu? Ce se întâmplă? No, mi-a pus o casetă pe care să o urmăresc și în caseta aia mă văd pe mine moartă, nu? Medicină, flashlight, ok, am luat un medicament. Bine că am. Lol? Ok, vedem ce e pe caseta asta. Ia mă, am caseta, o am. Save. What? Am dat save? Ce-am făcut, mă? Ușa e încuiată. Salut, salut! Îți place să mă răpești, a? Fii atent că vii și-ți bag capace în gura asta să fac. Ești nebun, și așa. Ah, ce... Mamă, mamă, mamă. Ok, ne strecurăm pe aici prin ventilație. Da, aparentă ucigașul mi-a pregătit o ventilație specială pentru mine să evadez. Da, foarte deștept. Ies într-un bloc vechi, ce e aici? E plin de ceață. Welcome, boys, zice. Aici este încuiat. Îmi trebuie ceva să scot astea. Cred că pe acolo pot să evadez. Bun, și eu cred că simultan o să vrea să mă omoare. Pe aici am coborât, da, deci aici era... Sunt sub magazin acum și sub magazin se pare că este un bloc. Ceea ce e destul de straniu. Sunt mor, nu? Sunt mor că vine ucigașul, cred. Ideea cred că ar fi să mă ascund de ucigașul. Cine sunteți voi, mă? Casa groazei! What? Sunt destinate de un psihopat, zice. Da, sunt destinate de un psihopat. Și aici un televizor... Este un număr, 0. Dar nu văd că am luminositatea prea mare, nu văd, e 0 ăla. Bine că îmi zice jocul că nu vedeam. Deci acolo e numărul 0, cred că e un cod secret 0. Ok, acolo e încuiat. Trebuie să explorăm fiecare pixel din toate jocurile de genul pe care le-am jucat. Știu deja ce trebuie să fac, e clar. A murit! A lăsat și o scrisoare, ești nebun, ce convenient. Mamă, 8 august 2023, această vară s-a întâmplat. Cred că am să mor și se aude. Alo? Se apropie killerul? Sper că nu. Ok, liniște că am venit și o poveste foarte lungă. Iubita mea, Sofia și eu am fost la o plimbare în mijlocul nopții. Dar un om incredibil de înalt, cu o mască ciudată și un costum negru... Mi-a luat iubita. Vine! Maestro? E după ușă.
Ok, când mi-a deschis ușa și când mi-a deschis ochii, eram blocat această cameră. Am încercat să ies din bunkerul acesta, dar în final am fost prins de omul cu mască și era un om bătrân cu un topor. Am fost înjunghiat și am simțit că o să mor foarte curând. Dacă cineva citește asta, te rog scapă. Combinația pencuietoare este mov, galben, verde, roșu. Facem poză. Don't care, facem poză. Dacă citești asta, Sofia, sper că ești tu, te rog, supraviețuiește. Nu sunt Sofia. Mă, am murit de foarte mult timp ăsta aici. Pot să mă ascund, înseamnă că frațiorul e aici. Bun, e grav, avem codul, i-am făcut poză, deci am făcut poză. Păi ce facem aici? Ne jucăm pe memorie? Faci poză toată. Și aici e codul, 0, ok, culorile le-am ținut minte. Aaa, m-am prins. Cum ies, mă, de aici, alo? Alo? Ok, am ieșit, am aflat cum se ies, bun. Deci el îmi zice codul că este cu culori. Și poate te întreb care e faza cu culorile. Uite, aici e verde, spre exemplu. Deci codul este felul următor. Codul este în ordine, atenție. Purple, yellow, green, red. Adică mov, galben, verde, roșu. Ultima cifră e 0. Penultima este 5. Ok, deci 5, 0 sunt ultimele cifre. Am notat codul. Ok, trebuie să notăm că eu n-am memoria atât de bun. Bă! Uite-l în dreapta să moră! Bă! N-am voie să vorbesc! N-am voie să vorbesc! A plecat? Repede, repede, că suntem în bunker, e nebun! Mai trebuie culori! Fuse, ok, cu asta pot să pornesc un curent. Casetă. Cu asta pot să salvez jocul, cred. Când vreau eu, bun, bun. Oh my god! Oh my mama, bro! Uite-l cu cuțitul! N-am voie să vorbesc, că mă înjunghi în cap. Fratelo, nu-mi vezi lanterna? Uite, l-a plecat. Mamă, cum arată! Zici că e Robin Hood. Ok. A plecat maestru. Cred că e după ușă. Uite-l, îl văd în ceață acolo, departe, îl vedeți? Uite-l. Fratelo! Bun, ar să scapă, ar să scapizi. Aici e culoarea mov! 7! Mov este prima. Ok, 7. 7X50 e codul, îmi lisești o cifră. O, mă, Galaxy. Și pe aici? Te rog să fie culoare. Cheie! Bun, foarte bună cheia, cred. Nu știu la ce e cheia, dar e cheie. Cheile mereu sunt bune. Galben! 2! Ok, 2, notăm. 7250 este codul, fratelo. Incuiat. Ok, să mai explorez sau să mă sub codul? Incuiat. Mai mă duc jos un pic, mă mai duc jos. Și jos nu-i nimic, nu? E curentul. Aici pot să pun fuse-ul. Îmi trebuie ceva să tai ăla, îmi trebuie un cutter. Ce s-a auzit? L-a înjunghiat pe unul! I-a băgat cuțitul și... Iuzi. Bă, plânge o fată! Nu, să moară aia, dar nu ești nebun. Vine ăsta și eu n-am să mă ascund, uite-l. Ok, care-i planul? Care-i planul, fraților? Care este planul vostru? Să murim? Cred că planul e să murim. Good night, noapte bună, pa! Oh my god. Au! Ok, e noob, foarte noob. M-a înjunghiat odată și m-a lăsat. Își bate joc de mine. Eu sunt prada lui și își bate joc de mine. Bun, codul este următorul. 7. Ce bine că am notat. 7. 2. 5. 0. 0. Te rog, man. Mamă, ce m-a înjunghiat. E cumva aici. Cutter! Nu mai pot să car iteme. Păi, am pastilele. Mi-am dat viață. Ok, învățăm. Momentan încă sunt noob. Am foarte multe iteme. Ai vrea să salvezi jocul, dar îmi trebuie un televizor, cred? Cum salvez? Vine ăla, ești nebun? Uite-l. Nu m-a văzut! Yeah, bre! Ok, mă duc și mă uit așa în jos să nu mă vadă gen. Mă, dar n-am luat cutter-ul? Nu cred că l-am. Sau? N-am ăla de tăiat cleștele. Am și o cheie ruginită. Ok, suntem ăsta, pot? Trebuie să tai cu ceva, dar nu l-am luat? L-am lăsat cumva în cutie, sunt atât de nebun la cap. Alo, unde e itemul ăla? La ce etaj era? Cred că aici, nu? La verde, da, aici era. La camera verde. Unde e, mă, că eu l-am luat? What? Ok, poate-l găsesc. Nu l-am efect. Uite-l, nu știu. Ok, aparent îl aveam. Fuga de urgență, pentru că trebuie să stai în cablu, apoi să punem ăla de curent. Și apoi ei putem să pornim curentul, cred, sau l-oprim, nu știu. Am tăiat cablu. Blup. L-a tăiat, mă, ce-a porat, doar atiș s-a rupt. Bun,
Și acum cred că trebuie să pun fuse-ul ăsta. Sau? Hai, deschide ușa asta. Mă duc mai la subsol. No way. No way că dă nașpa aici. Nu, parcă plăcea mai mult în blocul. Ce ești, mă, tu? Titan Omega, ai mâncat piciorul. Poți să dea de mâncare pe aici. Poți să dea de mâncare prin gaura aceasta. Eu nu pot să crezi și se ascundea sub sub o spălătorie. Ești nebun la cap sau ce? Deci chestia asta se ascundea sub o spălătorie. Bun, avem medicină. O, ingrediente. Oh my god, pe el îl cheamă Lavanar și mănâncă următoarele chestii. 3 bucăți de carne crudă, carne de om, gândaci, sos picant. Mamă, câte trebuie. Serios, brothers, serios. Ok, cum aș putea să iau itemul ăsta, că nu pot să arunc. A, ba da, pot să arunc, ok, arunc o casetă. Pa, casetă. Și pot să iau medicina asta roșie, nu știu ce face medicina roșie. E încuiat, ok, poate îmi trebuie cheia asta, nu. Cheia asta unde? Cod cu numere. Serios, e full de parole. Ok, un ghiozdan. O, pot scar mai multe iteme, upgrade, let's go. Și aici? Îmi trebuie o șurubelniță, bun. Îmi trebuie o șurubelniță, trebuie să fac mâncare pentru monstru ăsta. La Vanar sau cum? Cred că vine. Vine puterea mea. Vine puterea! Oh my god. Oh. Vine puterea! Vine puterea ta și a mea și a noastră și a tuturor! Puterea! Uite-l! Uite-l! Mamă, cum arată! Are o glugă pe cap, un cuțit. Asta nu era cel de la spălătorie, e altcineva. Nu e tătăiță. Ok, îmi place că jocul ăsta e destul de ușurel. E că e ușor să fugi de... Se aude. Pot să pun ceva aici, aici sunt save. Dar care e faza cu țevile? Nu, iubita, e Sofia care a murit, iubita aluia dinainte. O să te salvez, draga mea. Bun, am făcut rost de o rangă. Cu ranga asta, deci am o rangă. Cu ranga pot să... O vede. Cu ranga e destul de evident ce pot să fac, corect? V-ați prins și voi, nu? Adică nu m-am prins doar, eu sper. Sau? Da, deci cu ranga pot să ies de aici. Și unde erau lemne pe uși, unde erau baricadate ușile. Oh my god. Ce se aude? Auzi? Se aude ceva. Se aude un fel de radio. Chiar cum vorbește cineva cu mine. Oh my god. M-a văzut descreeratul! M-a văzut descreeratul, ești nebun! Cred că am scăpat. Uite-l. Mamă, ce bebe! Ah! Ah! Mamă, ce bebe era! Uite-l. De ce pare așa mic? Zici că e bebeu. Hai că vin cu tine, fratelo. Unde urcăm? El crede că mi-e frică de el? No way. Ok, am deschis ușa. Uga, uga, army, boys! Uga, buga, army! No. Op. Cred că m-a văzut, nu? Cum am intrat sub pat, adică... e destul de evident că am intrat sub pat, maestro. Știi, nu? Am așteptat câteva minute sub pat ca să plece, că eu nu pot să ies de aici fără ca el să mă omoare, corect? Ai chiar mă înjunghie și cam atât, asta e tot ce știe el să facă. Să dea cu cuțitul ăla. Înțelegeți voi? Și e cam enervat când face așa cu cuțitul. Bun, te-ți găsesc ușa care avea scânduri pe ea. Uite-l pe dement. Dementos! Bun, aici avem paturi. Ok, dacă mă fugărește, pot să mă ascund acolo. Îmi place că nu-i prea greu jocul, adică să fugi de ucigași. Da, mă, da! Ușa secret... Aaaa! Ba! Uite cât de ușor e, no way! Da, mă, da, tătistruțule, da! Ok, nu mai am baterie pe lanternă. What? De ce cu baterie? Nu m-a văzut, nu? Ok, aparente cu baterie, acum am văzut, în locul ecranului am o baterie. Fuse, aici pot să pun, să pornesc curentul. L-am pus, tată, ești nebun? L-am ciordit. Hap, și mai trebuie 3, lol. Da, asta o să fie, asta o să fie destul de enervant, ești nebun? 3, serios? Ai vrea să salvezi jocul, ca să salvezi jocul te-ți mă duc sus? Care-i camera în care am fost răpită? Ah, eu am ieșit pe ventilație. Ok, în camera, am foarte multe uși blocate. Aici salvezi jocul. Let's go, baby. Da, salvează, da. I love you, salvează. Bun, aici am fost răpită și am ieșit pe acolo. Da, tot are sens. Deci am fost răpită, am ieșit pe acolo prin ventilație. Let's go, baby. Și acum trebuie să găsesc aici încuiat, întreb o cheie. Oare merge cheia asta? N-are cum să meargă, nu? Nu. Cum era să meargă? Era regele, ești nebun? Îmi trebuie baterie pentru lanternă că nu mai văd. Brother man. Aici e totul cu moartea. Parcă aici era, da, aici era o ușă baricadată. Kempf! Aaaa, închideți ochii! Închideți ochii, fraților! Închideți ochii!
Aia e doar o bucată de carne, nu vă speriați. Am luat maceta. Mamă! Trebuie să fac poză la lista de ingrediente, să facem ciorba. Avem mai poftă de o ciorbă? Trebuie să iau apă de undeva, cred. Da, trebuie să iau apă. Mamă, trebuie să facem ciorba, să-i dăm la monstru ăla. Mamă, e gravă jocul ăsta, e gravă. Deci aici, ăsta e iubitul Sofiei, care Sofia e răpită jos, ați văzut-o. Domnișoara Sofia. Da, o să-mi expire lanterna. Yep. Yep! Am găsit medicină nouă. Ok, medicina asta roșie oare îmi dă... Nu știu ce îmi dă. E aici nebunul. Tătis! Vine nebunul meu, drag! Oh my god, vine. Uite-l pe ucigaș! Mamă, dar zici că e fantomul, nu zici că e real. Ok, eu trebuie să cobor, să mă uit la lista de ingrediente, să-i fac poză, să fac ciorba. Du-te, mă, tată, mă, du-te, mă, tată, mă. Du-te, mă, tată, o să las să mă înjunghe ca să trec pe lângă el. Au! Mama mea! Am încât zișa în față? Am încât zișa în față? Bun. Hai, vedem lista de ingrediente pentru ciorbă. Îi facem poză, da? Îi facem poză. Hop. Gata, s-a făcut poza. Acum bat pastile că mi-am luat hit. Ca să nu mor. Hit. Mi-am luat hit. Atenție, hit. Ok, pastilele roșii îmi dau HP pur. Și acum trebuie să urc să-mi iau iarăși un hit. Pentru că e prea... N-ai cum să-l ocolești, e un coridor, efectiv. M-a ratat! Yeah, man! Let's go! Oh! Easy! Nu mă prinzi în viața ta! Trebuie să fac ciorba aici, nebun. Uite-l. Bun. Unde se face ciorba? La ce etaj era ciorbica? Ciorbica de găluște. Mai las să-mi dea un hit? S-a dus în dreapta. No! Mama mea! M-am ascuns! În camera în care am fost răpită, 2023, bun. Aștept să plece, stăm puțin rău de tot și după ce pleacă, pot să mă duc să fac ciorba. Te bagi la ciorbică? Am ajuns la grătărel! Pregătiți tot! Ok, mă uit la poză și avem felul următor. Carne crudă, 3 bucăți. Uite-o, mă. Carne crudă, 3 bucăți la oală, la oală. Bun. A, trebuie să le iau pe toate. Sa? Ce-am făcut, mă? Deci am luat carnea, da? Una. Mamă, cât de complicat o să fie, no way. Am pus 3 bucăți de carne, cred. Le-am pus, mă? Da, trebuie să... Mamă, o să e greu. Gata, carnea, 3 bucăți de carne crudă, da? Carne de om. Asta e oare carnea de om? Oh my god, sper că nu. Avem tocătorul. Cred că trebuie să mă duc la... No, să mă duc la iubige, la băiatul ăla. Ok, ce trebuia? Două ridic. Facem ciorbică, frățiorii. Asta e ridiche, nu? Cred că e ridiche. Băgăm ridichea la ciorbică. Mame, ce bun o să iasă. Yummy, yummy. Două ridici la ciorbică. Sos picant. Sos picant, că-i place cu sos picant la maestru. Bun. Sos picant, dovlecel. Un dovlecel. Un dovlecel. Salată. Care salată? Uite aia, varza. Băgăm varza. Și 3-4 căței de usturoi. 1. A, trebuie doar unul, nu? Sa? Alt usturoi nu e. Bun, asta cred că e. 3-4, bun. Dar acum mai trebuie doar carne de om. Oh my god. Trebuie să-l măcelăresc pe iubit? Pe iubitul Sofiei? Brother, îmi pare rău, dar oricum nu mai ești viu, așa că... adios. Uite-l. Oh my god. Nu, închide ochii! Da, nu trebuie să vedeți ce am văzut eu. Da, a fost destul de... Da, niciodată nu trebuie văzut așa ceva. Bun, avem carnea de om. Cum mi-a cerut în ingrediente? Hap! Ciorba-i gata! Ciorba-i gata, tată! Și cu ala cred că iau ciorba și vă să-i dau la... La monstrul ăla, am luat ciorba de carne de om. Doamne, ce mănâncă mă monstrul ăla, bun. O, mă duc acum la subsol, stingem lanterna să nu mă vadă beleaua. Aia, din mijlocul unui lanterne, cât sprint am, ok, easy. Deci trebuie să stau cu ea aprinsă. Uite-l, e aici. O să mă lovească și să-mi sară ciorba din cap. Bă, îmi sare ciorba! Ciorba mea, ciorbica! Ciorbica de picior! Ciorbica de picior, ești nebun? Monstrule, a venit ciorba, tată! A venit ciorba, ia cu lingura și bagă. Te-aduc un ardei iute, o smântânică și ți-aduc. Un ardei vrei? Un ardei iute? O smântânică vrei? Ok. O smântânică ți-aduc? Am o franzelă de-aia fresh, crocantă vrei? Să urmăi acolo în zeamă în ciorbică? Păi cum mâncați ciorbica, așa? Mamă. Ok, cât mănânc eu cred că trebuie să fac altceva. Trebuie ok. A, el mănâncă și eu le distrug, mă uitam la ele, nebun. Eu trebuie să-l distrag ca să intre aici și eu mă uit la el cum mănâncă. Bun, am luat șurubelnița.
Londrio, asta e... Nu cred! Ăsta e cel de la... Sau nu, monstrulică. Ăsta e cel de la spălătorie. Alright! Are sens acum, deci... El părea ciudat, dar aparent el era bun. What? N-au mai înțeles nimic. Deci povestea se schimbă. Deci practic el părea... Vedem, nu trebuie să judecăm după copertă. El părea ucigașul, dar aparent el e victima. What? Uga Buga Army Boys! Let's go! Easy! Mă, mă ador jocurile, mi se pare prea tare, nu știu, stilul ăsta de joc mi se pare super tare. Opa. Aici e o mașinuță, un taxiu? Ce caută un taxiu aici? Opa. Am deblocat ușa. A, e scurtătură, ok, scurtătură. Bun, am deblocat o scurtătură. Foarte folositoare. Sofia! Iubita mea dragă! De fapt, niștea mea, dar... Bun, ce scrie aici? Oh my god, 10 august! Iubitul meu a dus așa, a venit unul cu mască, m-a omorât. Îți scrie codul undeva pe aici, m-a injectat cu ceva substanță ciudată, m-a făcut să văd foarte prost și nu o să mai rezist mult. E ceva foarte important să știi, este un monstru care este în subsol. Dacă citești asta, Thomas, iubirea mea, sper că ești cu viață. Wow, e foarte, foarte interesantă. Mama, am murit. Povestea e interesantă, ea putea să scape. Oh my god. Fata putea să scape, dar n-a vrut să plece fără iubitul ei, Thomas, așa că s-a întors înapoi. Și a fost prinsă iar, vă dați seama ce tristă e asta, deci n-a vrut să plece fără iubitul ei. Și a fost cea mai mare greșeală pentru că a prins-o iară și au murit amândoi. Lolea, ea putea să scape, așa a scris în scrisoare. Pe dacă sar aici, sunt mort. Hmm? Să sar aici? Nu știu dacă să sar aici. Welcome, boys! Mamă, îți durez o oră. Bun, a căzut asta. Deci aici nu pot scobor că e un monstru. O mașină hidraulică pe care nu pot să opresc, că îmi sparge urechile! Taci! Taci! Să sar aici? Ok, nu cred că sar înapoi, pentru că scrisoarea scria că e un monstru în canalizare. E un monstru. Dacă iubita a zis că e un monstru... Ce se aude? A, se auzea radio-ul! Aici pot să salvez. Let's go, boys. Am salvat. Ok. Acolo nu pot să trec pentru că trebuie oprită aia. Are sens. Asta nu pot să o dau jos. Deci trebuie să opresc la hidraulic pentru a opri abrul fierbinte. Să pot să progresez. Și cum opresc eu o mașină hidraulică? Ia uzi radio-ul. Ia uzi. Ioi. Ok, toate sunt încuiate. Eu efectiv tremur de emoție pentru că nu pot să ies de aici. Și pot să ies doar pe unde e ucigașul. Descuiem ușa. Bun, sunt aici, bun. Totul e ok, da? Totul e ok. Acum mă gândesc. Deci astea trebuie oprite, trebuie să pun ceva aici. Pentru a opri prostiile alea, știți? Pentru a opri alea fierbinți, aburul fierbinte. Atenție la aburul fierbinte, bun. Încă mănâncă la ciorbică, ia tata acolo cu franzela, bagă ardei în ciorbă. Vezi o lingură de smântână, numai mult că ți se face rău, tata, da? Bun, eu nu pot scobor aici. Ha. Ok, aici e un puzzle destul de complicat. Vine moartea. Oare o fi ceva în taxiul ăsta? Trebuie să fie, pentru că... Ce caută o mașină în mijlocul camerei astea gigantice? Trebuie să fie ceva în mașină, în taxiul. Un taxi, taxi driver. Ha. Nu e nimic în ea? Ok, poate scrie ce e important pe scrisoarea aia și o ajută așa pe rapid, știi? Iubita, ce e important ce mai trebuie să știu din scrisoarea ta? Da, cred că singura mea variantă e să sar în apa aia, a? Cred că trebuie să sar în apă. Altă variantă nu e, trebuie să sar în apa cu monstru. Come on, m-au blestemat. Da, hai în apa. Doamne, ce m-am speriat. Apa cu monstru. Oh my god. Ah, mi s-a făcut rău. Îmi pare rău, avea clora, nu știu cum se numește exact, când se frică de adâncul apei. Îmi pare rău dacă vă uitați la videoclipul ăsta și aveți asta. I'm sorry. Mă nec. Ok, trebuie să ies pe aici. Nu pot să trec, e prea mare. Ah, uite aici. Păi nu mă nec? Sau stai? Jos sau sus? Sus! Pe aici am coborât. Ah, bă, nu e bine! Oh, mama, bro. Păi ce nervant e, durează o oră, durează o oră să scot fiecare șurubel. O oră, tată! Bun. Și că e un monstru aici, dar eu nu cred, mă, că sunt monștri. Gaz! Oh my god. Ce se ascu... Oh my god! Ce a ajuns, mă, aici? N-are cum să fie real, nu? E mit, e legendă, zii tu. Zii tu, abonate! Ok, avem următorul fuse, mai trebuie două. Oh my god. Bun, a căzut și asta. Adios. Trebuie să mai fie ceva pe aici, ok. Trebuie să mă uit atent pentru că dacă ratezi ceva e over. Încă un... A, medicină, ok. Oh my god.
Vine pe leaua! Uite-l cum arată! E un monstru mare albastru! Care e problema lui, întrebarea? Bun. Aștept să plece, cred. Salut, ce ești tu? Oh! Bă, e de mea la cap! Mă duc în ventilație. Ok, poți să salvezi iar jocul? Am o casetă, am o casetă. Salvez că mi-e frică de aici. N-am casetă? Cred că nu mai am casetă. Da, nu mai am casetă. Welcome. Fratello! Ok, a plecat, a plecat. Ok, o luăm pe aici. Mamă, cât de horror e în ventilația asta. Mi-e frică de păianjii și de șobolanjii, de gândaci, de să te răsc. Bă, de ce voi mai e frică? De gândaci care se trăsc? Sau gândaci care zboară, gen muște, țânțari? Am găsit! Dar cred că mai trebuie trei. Am auzit un șobolan. Aud un șobolan, gen fără glumă aud un șobolan. Nu fac mișto, nu glumesc. Ok. Mai trebuie uși de asta ca să găsesc itemele. E aici. E aici dementul. Ok, încă o ușă aici. Încă un fuse. Mai trebuie nu mai pot scara iteme. Mă duc înapoi să revin aici? Ok, cred că o să arunc heal-ul. Corect? Să-l arunc? Arunc heal-ul. Ba nu, e fuse asta. Da, nu arunc nimic. Cred că dau două ture. Mă duc înapoi și revin aici. Vine monstru după capul meu! Vrea să mi-l scoată de pe umeri să mă omoare! Casetă. Oh my god! Cum ai trecut, mă, prin perete, beleaua? Dacă urc aici, mor, nu? Ok. Dai cu șurbelnița. Gata, a picat. Dar unde duce ventilația? Sper că mă duce înapoi acasă. Pentru că... Oh my god, e încuiat. E laboratorul lui Dexter. E laboratorul lui Dexter acolo. Monstru încă stă aici. Îl urăsc. Oare am cum să rocolez fără să mor? Oh my god, dacă trebuie, mor direct. Fără mișto. Ok, am o idee. Ah! Doar fugi, e simplu. Doar fugi. Doar fugi, tătis. Bun. Pe aici am venit, e bine. Pe aici am venit. Și acum pot să mă duc... Mamă, cum stau de radio ăla. Pot să mă duc să pun itemele. Am luat vreo 3. Trebuie să dau așa mai multe ture. Te prins tu? Mă, care sens. E gazat totul. Ba, nu trebuie pe aici. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă că se va întâmpla. Doamnelor și domnilor, voi va da din cușca ucigașului. Și voi fi prima fată din acest oraș care va scăpa cu adevărat. Gata cu miștourile. Bun. Avem o valvă. Parcă am luat două valve? Bă, cu valva. O punem aici valva. Îmi trebuie 3 valve pentru a opri gazul acela. De fapt, nu gazul. Aburul fierbinte. Bun, avem 3 fuse-uri. Putem să pornim curentul, cred, în secunda asta. Și mai trebuie încă 3 de-astea. No way. No way. Zici că e granny. Culeg, iteme. Mamă, ce mănâncă ăla. Hai să ai poftă, tată, dar... Vezi să nu tănești cu osul de la vită. Bun. Unde era panoul de curent? Știi tu? Știi tu, abonate? Era, mă, abonatul meu. Drag. Eu oficial nu mai țin minte unde era. Și mai am 3 și pot să le pun. Deci eu trebuie să caut. Să găsesc ăla, mamă, dacă mor. Spar tot. Cred că dacă mor, iau de la capă, de la ultima salvare. O să... mă, te trezești tu acum. Beleaua ești tu, mă. Beleaua. Poți să salvezi jocul? Pa! Pa, beleaua! Aici, mă? Nu. Unde era, mă, panoul de curent? Știu că e într-o cameră. Trebuie să le fric pe toate. Am găsit. Bun. Am 3, ar trebui să pornesc curentul, cred. Am, doar pune-le și tech-ul ăsta. Pune-le și atât. Simplu. Încă una? Sper că am 3. Sper că nu ratez una, sau? Aia e pastilă. Da, din păcate mai trebuie una fix. Lol. Salvăm jocul, desigur. Băgăm casetuța, salvăm. S-a văzut ora! Cât e ceasul acum? Hopa, s-a văzut ora. Bun. Acum mergem înapoi în subsolul groazei. S-ar putea să mă aștepte ucigașul cu cuțitul în mână. Piticu. Piticu bebe. S-ar putea să fie aici. Ok. Piticu bebe? Oh my god. Ok, nu o să intre aici, e imposibil, mă. Dacă tu-mi zici mie că el intră aici, eu sunt puterea României. Ați văzut? Bun. Și acum, pam, pam, înapoi în canal. Uite titanul. Grijă la titan că te mușcă. Bun. Unde rămăsesc, la ce ușă? Cred că aici, nu? Deci mie îmi trebuie încă 2-3 valve. Și unde la salvare nu-mi trebuie. Atenție, după...
Mamă, pe aici e ieșirea, dar nu pot să urc. Serios? Acolo e laboratorul lui Dexter. Ok, aici e belea. E beleaua mea, dragă. Am găsit o valvă. Mai trebuie două valve și un fuse din ăla de curent. Și gata, te-ai bucurat, abonate, că am câștigat. Te-ai bucurat. A, aparent pot să urc pe scara asta, lol. What? Wow. M-am plimbat ca... Am auzit laboratorul lui Dexter? Nu. Dar nu știu că sunt laborator. Încă o valvă. Încă un fuse. Și calculator pentru a porni calculatorul. Îmi trebuie curent. Logic, deblocăm ușa. A, sunt aici. Ok, ok. Avem ultimul fuse pentru a da drumul la curent. Și cu curentul putem să ne uităm pe calculator să ne jucăm! Care e primul joc care ne jucăm, frățiori? A? Aveți chef de un Roblox, Minecraft, Skincraft? Ce ne mai jucăm noi? Schimbi toile jocul horror! Ce vreți voi? Ultimul! Yeah! Let's go, boys! Yeah! Curentul este pornit, bun. Și acum calculatorul acela va funcționa. Uite-l pe ucigaș. Iubiți pe ucigaș. Bun, trebuie să cobor un etaj, cred, sau două. Și ușa era în partea aia. Ok, ok. Ucigașul. Oh my god. Au! Au, 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 au. Easy. Bum! Mama mia! Nu mă lasă și pe mine, zâna mea, drăguță. Bun. Calculatorul, nu, o să e greu. O să e greu. O să e greu. A, ok, ușor, am zis că greu, dar e ușor. Bun, avem una, două, trei, patru, multe comenzi. Și doar una este valabilă, să opresc hidraulic sistem. Ok, sistemul hidraulic va fi oprit. Pentru a pune... Brr! Puzzle? Nu, e puzzle. Use your control. Opa. Cum fac puzzle? E un puzzle. Am emoții. O să e enervant, o să e enervant. Trebuie să pun codul, dacă vedeți niște numere și eu trebuie să le urc. Primul e 1, da? Puzzle, ești nebun, mi-a dat mie! Puzzle! Aia îmi trebuia mie puzzle, aha, mamă. Doamne, nu mai pot cât m-am chinuit, am făcut puzzle-ul 100%. Chiar m-am chinuit și a fost mega enervant. Urăsc puzzle-urile de genul. Astea cu numere, cu puzzle, come on. A fost activat, tot a funcționat. Bun, totul este ok, sper. Gata, s-a oprit tot, a oprit aia hidraulică. Acum trebuie să cobor, să pun ultima valvă. De fapt, la ce mai trebuie valvele? Că am oprit, am oprit pompa hidraulică și practic nu mai se... Te urăsc, te urăsc. Te urăsc! Mamă, ce era să... Oare după ce am făcut puzzle-ul, dacă muream, alte 4. Bun. Mașina hidraulică s-a oprit. Vom pune pompa. Aici la frățiori, mai trebuie două pompe, două valve. Și acum poate vă întrebați, care e următorul pas? Ei bine, următorul pas e că s-a deblocat ventilația aici, pentru că era blocată de abur încins, fierbinte, 400 de grade. Salut, salut, salut. Sau nu treapă aici? Unde erau alea? Mamă, ce bine intră o salvare. Mamă, mamă, cât de bine intră. Oh my god. Cât de bine intră o salvare, pentru că e gravă. Intră o salvare. Aici pe stânga era, nu? Da. Tot nu pot să trec. Stai, pe grav. Am o valvă în inventar. What? Mai trebuie doar una. E grav, înseamnă. E grav. E grav. Cel mai enervant lucru ever. Să mai trească un singur item într-un joc. Asta e cea enervantă chestie ever. Pentru că acum trebuie să caut toată harta după un socket. Sau poate l-am la mine și nu știu eu, sunt nebun? Am nimic. Ta. Mai trebuie unul. Nu. Ce scrie acolo? Bazo. Ok. Bun. Dar puteam. Încă am ok. A, nu mai am cheia. Ăsta încă mănâncă la ciorbică. Eu am uitat un aspect foarte important, deoarece pe mine mă oprea aici presiunea. Și ok, aici mă oprea pe mine presiunea și nu puteam să urc. Și aici cred că e ultima valvă, sper. Da, uite, acum merge să urc. Tu aici, a? Uite, ultima valvă. Ok, n-a fost atât de greu cum așteptam eu. Eram deja nervos, am zis, gata. Gata. E finalul. Gata. Ok, am ultima valvă. Și acum pot să opresc alea și sunt un om liber. O fată liberă, om liber pe veci. Let's go. Uite aici. Ok, pune ultima valvă. Cât de bucuros sunt, no way. Cât de bucuros sunt.
Ei, și acum? Trebuie să le învârt eu? Nu pot să le învârt, deci cred că deja au funcționat. Doar dacă le-am pus, sper că da. Am ajuns! Te rog, spune că sunt oprite! Ups! Am ajuns! Te rog, spune că sunt oprite! Yes! Yeah! Aici e laboratorul lui Dexter? Mamă, cum se aude! Are camere de luat vedere la tot! Nebunul! What? Evadez? Uite, laboratorul lui Dexter! Mamă! Și mai e laboratorul lui Dexter? O scrisoare? Deci eu ascult radio ăsta în timp ce dau aici șurubelița, mă nebunește! Scriu asta aici în caz că o să ui 0223 0203. Ăla e codul de la ușă. 0203 0203. Monstru verde aici. Monstru verzișor. Dei. Ok, am ajuns aici. Și codul trebuie să bag la subsol. 0203. Dacă ui codul sunt moartă pe veci. Oh my god, dementule. Așteptăm aici. 0 2 0 3. Alo, care ești la ușiță? Alo? Cheia. 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 Și că curentul e oprit. Cum e, mă, oprit? Că abia l-am pornit. Am cheia, ești nebun? Poți să evadezi. Tată, nu uita, deci fii atent, e franzela, ai face așa, o rupt în două, știi, o rupt în două, bagi puțin în smântână, guști așa pâinea cu smântână și apoi mai rupi cu un pic în franzele și o bagi în ciorbică acolo, da? Și apoi mui jumătate de ardei de la picada să nu-și la ardei, pentru că prima oară dacă dai din ardei o să te doară, da, din semințe, da? Și hai să ai poftă, te pup, te iubesc. Te pup, fratelo, să ai o zi plăcută. Bun, sunt liber. Cheia parcă trebuia sus de tot, la ultimul etaj. Asta e aici. Da, fratelo, te pup și te iubesc. Au! Asta a dat scăpare, e nebun cu el în timp ce mă urmărește. M-a pierdut. Nu m-a pierdut. Hap. Ești hapsân? Uite-l acolo, în dreapta sus. Lasă-mă pace că am îmbătrânit cu tine. Am îmbătrânit. Am ieșit de sub pat. Urcăm la etaj. Și am scăpat. Am scăpat! Yeah! Să-ți mă duc acasă până când nu mă prinde el. Mă, l-a omorât și pe ăsta. Bun. Afară e zi. N-am stat prea mult, adică e vreo 6 dimineața, cred. Ha, baram. Dacă mă duc la magazin, ce se va întâmpla? Mă duc la autobuz ca să iau autobuz să mă duc acasă? Cred că asta ar fi o idee bună. Mamă, și la autobuz mă omoară? Sper că nu. Autobuz! Care-i stația? În ce direcție trebuie să iau eu? Vine, mă, autobuzul? Bă! Gata! Du-mă acasă, că mi-e rău! Du-mă acasă, mâine nu mă mai duc la muncă după ce am experimentat asta seara. Pa, bărbosule! Nu m-ar urmări niciodată de departe, dar trebuie să fiu în siguranță. Ăla încă e acolo în stație cu pisicuța. Miau! 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 Ce are, mă? Bosulache! Locul pe care l-ai recomandat este teribil. Cineva a încercat să mă moare acolo. Dar tu de ce ești încă aici, fratelo? Ce cauți aici? 0203. A zis codul! Ce? Ești predictibil, ha? Nu. Bă! What? No way. Mega interesant jocul, o poveste interesantă. Am fost destul de greu, dar același timp simplu de la vitare. Pa!